La 2 ani după ce a debutat în lumea filmului, campionul la motociclism Cătălin Cazacu revine în lumina reflectoarelor cu un rol nou. De la interlopul din Faci sau Taci, realizat de Iura Luncașu, Cătălin intră în pielea unui regizor boem de astădată, în lungmetrajul Odată pentru totdeauna, în regia aceluiași Iura. Filmările sunt în toi, iar Cătălin Cazacu vorbește în exclusivitate despre asta. Tragem cu ochiul să vedem cum a fost la filmări și urăm bun venit în platou lui Cătălin. Cătălin, care e cu noi. Credeam că o să intre și niște imagini în momentul ăsta, pentru că eram cu gândul, Cătălin, la ce se întâmplă pe platoul de filmare. Mai sunt câteva zile, mulțumesc prima dată că ai venit, mulțumesc câteva zile de filmat, v-ați plimbat prin niște locuri minunate și vreau să-mi spuneți de unde, să-mi spui tu, de unde a pornit povestea asta din care faci parte. Povestea este o poveste inspirată din fapte reale. Este chiar ușor inițiată de Iura din ceea ce i s-a întâmplat în viața lui. Tratează o problemă cumva foarte modernă a zilelor noastre, depresia. Bineînțeles, având în vedere că este pusă în scenă de Iura și împreună cu niște fețe de-astea ca ale noastre, chestiile comice n-au cum să ne apară. Deci este așa un mix foarte bun. Iar tot ce se întâmplă este cumva legat de zilele noastre și de locațiile astea mișto în care am ajuns să filmăm. Și de fiecare dată când se termină filmarea, până când apare filmul, e așa o perioadă în care îmi doresc să treacă cât mai repede, să vedem ce a ieșit. Vreau să-mi spui, Cătălin, un lucru. Tu ai trecut de la motociclism, spre exemplu, acolo unde ai fost campion, apropo de tricoul tău, un Rocky Balboa al motociclismului din România, Cătălin Cazacu, la film. Unde te regăsești în niște personaje? Pentru că mie așa mi se pare, Faci sau Taci este pe o platformă de asta, Pay TV, o platformă de filme binecunoscută, se poate vedea acolo. Da. Iar filmul acesta nou, cu siguranță, pentru că la cinema merge acum foarte puțină lume, se va desfășura tot în aceleași condiții, mai mult ca sigur. A început să-ți placă? Da, este un drog, între ghilimele, pentru mine, pentru că Iura m-a chemat într-o zi acum ceva ani la casting, chiar istoria face că primul meu film a fost împreună cu el și trebuia să am un rol de să închid o ușă undeva, să trec printr-un cadru. Atât. Și mi-a dat câteva replici să le zic și a văzut că pot să fac chestia asta, după care m-a distribuit într-un rol negativ, rău, de băiat rău. Acum, ce-i drept, pentru mine a fost foarte ușor, că cumva mă jucam pe mine, eu nu neapărat eram în situația de a juca rolul, cumva mă jucam pe mine. Și din momentul ăla, toate rolurile pe care le-am avut până în momentul ăsta au fost de băiat rău. În toate, și scurtmetrajele, și seriale, în tot ce am jucat, tot timpul am fost băiatul care dădea palme. Și acum, pe platourile de filmare, de la Odată pentru totdeauna, gluma asta era tot timpul că eu fugeam după Iura și ziceam, Iura, te rog eu, măcar o palmă să dau și eu cuiva. Adică nu pot să plec de la filmare. Dar acum să-mi spui, în viața ta personală, ești un băiat bun sau un băiat rău? Cel mai ce vorbă asta, cel mai bun băiat, n-am noroc în dragoste, în rest. În rest le are pe toate. În rest le am pe toate, dar să știi, a fost cea mai mare provocare pentru mine, pentru că inclusiv când au început filmările, mi-era foarte tare frică, pentru că nu știam cum o să joc, era greu pentru mine să intru într-un personaj complet diametral opus de ceea ce jucasem până atunci. Bineînțeles, Iura a reușit să facă calul să joace, respectiv m-a făcut pe mine să pot să joc un rol bun. Cine e alături de tine acolo pe platou de filmare, în afară de Iura Luncașu, pe care îl știe cu siguranță toată lumea? Eu sunt și joc împreună cu personajul principal, Smiley, Andrei Maria, care, să zic, și bine m-a impresionat în ceea ce face acum acolo. Ada Galeș, din nou o actriță foarte cunoscută. Bineînțeles, rolul care ne va face foarte tare să râdem, Augustin Viziru, are un rol genial. Sally Levent este și el acolo. Suntem cumva așa o garnitură care ne tot întâlnim prin filme. Am să zâmbesc deodată când ai zis Augustin Viziru, da, pentru că e super simpatic în toate filmele pe care le-am văzut cu el. Am văzut, pentru că eu am lipsit câteva zile de la filmare, am fost plecat și am văzut niște poze cu el și m-am tăvălit pe jos. Adică mi se pare că intră de bine în pielea unor personaje, este perfect. Pe lângă asta, vreau să-mi spui, uite, apropo de Iura Luncașu, a fost prima parte a carierei lui de regizor, seriale. Asta a regizat. Seriale. După asta s-a apucat de lungmetraje, unde lucrurile se dezvoltă altfel. Care e diferența între serial
și lungmetraj? Pentru că tu, participând la amândouă, cu siguranță știi cum e. Da, eu am jucat în producții de-a lui Iura și în seriale și în filme. Mi se pare că la film este o relaxare, e o artă comprimată și că ceea ce se întâmplă acolo este mult mai dinamic. Și ai mai mult timp, poate, să reflectezi asupra unei scene, pentru că o poți filma de mai multe ori. Exact. Și plus de asta, cumva mult mai mișto pentru toată lumea. Se întâlnesc niște oameni pentru o scurtă perioadă de timp și fiecare dă ce are mai bun. Într-un serial te vezi luni de zile la filmări. Vii la serviciu. Da, vii la serviciu, exact. E un serviciu. În schimb, la film este așa o petrecere continuă, pentru că te sudezi cu echipa aia, mai ales că pleci și faci tot mai multe locații, cum s-a întâmplat și la noi, de am fost plecați prin țară, mai ales în locurile astea prin Banat, unde eu mă și trag din zona aia și știam locurile cât vor fi de frumoase. E genial. Vestul țării. Deci acolo s-a filmat, se filmează în momentul ăsta și în București. Da. O să dispară barba de la Cătălin Cazacu în curând, pentru că nu e obișnuit cu așa ceva. Da, asta a fost altă provocare pentru mine, pentru că eu sunt obișnuit să am o freză de asta de copil de 14 ani, adică tuns scurt și cu bărbiță mică. Și Iura a zis, m-a sunat la un moment dat la sfârșitul lui iulie și a zis, nu te mai tunzi. Cum? Nu te mai tunzi. Iura, stai un pic să ne înțelegem. Și ca atare, până la filmări, eu nu m-am dus, așa, de asta cumva era freza asta, da. E cât de cât au mai ciopărțit ei, dar la filmare am mustăți așa, deci a fost foarte drăguț. De-abia aștept să vadă mama filmul. Cam când iese filmul, Cătălin? Trăim o perioadă ciudată. Hai zicem la toamnă? La toamnă, stai, că da, e toamnă. Când spui toamnă, să spunem la iarnă, nu? Hai să spunem la iarnă. Eu cred că, realist vorbind, undeva în 2021... Nu de altă, dar ne-am dorit să-l vadă toată lumea, adică să fie și la cinematografe și la televizor. Doamne ajută să fie la cinematograf, să putem merge cu toții cât mai mulți. Îți mulțumesc, Cătălin Cazacu, pentru că ai venit, și motociclist și actor pe deasupra. Noi o să luăm o scurtă pauză de publicitate, doamnelor și